Là? Non, non, non. Ça monte du bouclo pour nous, les choses. Bună dimineața, stimați reprezentanți a mijloacelor de informare în masă, stimați colegi, noi, un grup de deputați din primul Parlament, profesori universitari, academicieni, membri ai societății civile, care îi voi prezenta pe parcurs, am pregătit un apel către cetățenii Republicii Moldova de pretutindeni. Deci, eterna chemare a tuturor care au luptat pentru libertate și bunele și binele fiecăruia dintre noi și a urmașilor noștri, precum și responsabilitatea și verticalitatea celor de astăzi, ne îndeamnă să consolidăm victoria obținută de Maia Sandu în primul tur, descrutind din 1 noiembrie 2020 pentru alegerile prezidențiale. Delegații poporului și deputații poporului din primul Parlament, întruniți în Marea Adunare Națională la 27 august 1991, au adoptat declarație de independență, proclamând astfel Republica Moldova ca stat suveran, ceea ce înseamnă că întreaga putere politică aparține în mod necondiționat poporului. În această calitate, numai voința poporului suveran, conform normelor dreptului internațional, unanim recunoscut și în articolul 38 alineatul 1 din Constituție, constituie baza puterii de stat. În această voință se exprimă prin alegeri libere care au loc în mod periodic, prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Anume, prin acest drept, natural și născut, garantat constituțional, cetățenii Republicii Moldova, la scrutinul din 1 noiembrie 2020, și-au exprimat conștient și responsabil votul, voința prin vot de a trăi mai bine, asigurând victoria doamnei Maia Sandu în primul tur de scrutin, fapt ce ne încurajează și ne dă speranțe la o victorie finală. Dar pentru aceasta este necesar ca în turul 2 să mobilizăm și mai responsabil, completând rândurile și cu cetățenii care din diferite motive nu și-au exprimat dreptul la vot, nu au participat la exercitarea suveranității naționale, ori au votat în primul tur alți candidați. Numai pe această cale, onorabilă și demnă ființei umane, de care dispun de la Dumnezeu, cetățenii Republicii Moldova, va lumina soarele dreptății și cadrul onest de dezvoltare spre bine și fericire. În această ordine de idei, noi, subsemnații deputații primului Parlament Democrat al Republicii Moldova, oameni de știință și cultură, profesioniști și activiști din diverse domenii și ai societății civile, chemăm toți cetățenii Republicii Moldova de pretutindeni să nu se lase pradă indiferenței și absenteismului. Și în scrutinul din 15 noiembrie curent să susținem itinerarul pro-european. Al urma în turul 2 pe contracandidatul lui Maia Sandu, socialistul Igor Dodon, înseamnă a înclina viitorul copiilor noștri acelui sistem mafiot și oligarhic de care nu am scăpat odată cu fuga lui Plahotniuc. Al închina noului imperiu mai agresiv decât cel sovietic, ori înseamnă să dăm foc noi înșine declarației de independență fără speranța de a o mai restabili vreodată. Tineri și tinere, cetățeni care din diferite motive nu v-ați exprimat dreptul la vot, nu ați participat la exercitarea suveranității naționale, ori ați votat în primul tur pentru alți candidați. Veniți la vot cu miile, așa cum au făcut-o părinții și bunei voștri în anii 89-90 la Marile Adunări Naționale, așa cum ne-au demonstrat pe 1 noiembrie cu naționalii noștri din diasporă. Veniți și reabilitați demnitatea celor care au fost umiliți și maltratați și să vă redeschideți calea spre un astfel de viitor. Oameni de bună credință, de alte naționalități și etnii, confesiuni și graiuri, haideți să dăm mână cu mână și să ne recucerim împreună șansa la un trai mai bun, la un viitor mai demn în care să
viețuim în pace și bună înțelegere, cum am trăit și ne-am știut de veacuri. Nu vă lăsați manipulați și mințiți de cei care, de cel care vrea să ne vândă pacea și buna înțelegere pe milioane murdare și ilicite. Nu-l credeți că îi pasă de statalitate și libertate, democrație și bunăstarea noastră, mai mult decât de arginții cei vin pe cale, pe căi ilicite și obscure. Să ne ridicăm cu toții tineri și oamenii în etate, să ne apărăm independența, să facem încă un pas spre adevărata schimbare, recucerindu-ne pentru început instituția prezidențială. Noi, cei care am votat independența, ne-am făcut datoria. Noi, cei care am ținut și mai ținem și aprinsă flacăra luminii, culturii și a științei și adevărului istoric, veritabil, cei care am vegheat și veghem în schimbare populației, cei care activăm pe segmentul societății civile, muncim în diasporă pentru viitorul Republicii și ne dorim sincer prosperitatea și la baștina noastră. Avem convingerea că votând Maia Sandu, președinte, persoană onestă și integră, dar și profesionist de factură, noi putem împreună să începem schimbarea dezrădăcinând corupția, hoția, nedreptatea, înlăturând de la putere polițienii corupți, eliberând justiția și instituțiile statului din captivitate. Cu Maia Sandu, președinte, Republica Moldova va relua cu adevărat parcursul european, zădărnicit de actuala guvernare, fapt ce va contribui la ridicarea bunăstării populației, protecției drepturilor omului, la promovarea principiilor democratice, a liniștii în societate și a încrederii în ziua de mâine. Toți la vot pentru Maia Sandu, așa să ne ajute Dumnezeu. Deci semnează acest apel, deputați din primul Parlament, subsemnatul, deci eu sunt Pintilie Părvan, președintele Asociației Parlamentul Independenței, deci Alexandru Arsenie este prezent aici, Ion Madan este prezent aici, deci domnul Vasile Zgardan, în total 70 deputați din primul Parlament. Ex-ministri este prezent aici, domnul Timofei Andros și domnul Leonid Bujor, ex-ministri. Deci profesori ai Universității Tehnice din Moldova, în număr de 162 de persoane, domnul Valeriu Dulgheru, profesor universitar, este prezent aici în sală. Deci, academicieni în frunte cu maestrul Eugenie Doga și alții, deci artiștii ai poporului, cum ar fi Alexandru Cazacu, Ioana Capraru, Anatol Chiriac, Victor Ignat, Vasile Iovu și alții. Deci, doctor habilitat și profesor universitar, doctor în știință, Nicolae Osmochescu este prezent. Ex-deputați din diferite parlamente. Deci, ex și actual primar, aici este prezent domnul Alexei Busuioc, reprezentantul Calmului, din societatea civilă, în total peste 500 de persoane. Dar am anunțat și anunțăm că lista rămâne deschisă pentru toți doritorii de a susține prezentul apel. Vă mulțumesc de atenție. Dacă din colegi cineva mai dorește să spună două cuvinte, poftim. Dacă nu, trecem la întrebări și răspunsuri. Nu, dar dați-mi. Stimați alegători, pe data de 15 decembrie avem de trecut încă un examen. Să fim corecți. 4 ani în urmă noi am prevălit acest examen. 4 ani de zile am avut timp ca noi să vedem unde am greșit. Examenul acesta, rezultatul lui va fi pe cine vom avea noi în fruntea acestui stat. Vom avea un om cu care ne vom mândri, un om cinstit, care nu se vinde pentru culioace, nu se vinde mafiei care a pus stăpâniri pe Republica Moldova. Vom alege un președinte care va lupta cu corupția, care va lupta cu sărăcia, care este Republica Moldova, care va face tot posibilul ca noi să ieșim din criza în care ne adânciră foștii guvernanți, din care ne adânciră guvernarea aceasta care a predominat 4 ani de zile. Avem de rezolvat încă o problemă foarte
dificilă, îl avem alături de Maia Sandu, de acest om curajos, cinstit și integru, îl avem pe un contracandidat a ei, pe Dodon. Dodon, în 4 ani de zile, nu are ce spune oamenilor ce a făcut. Deci unica armă care astăzi o folosește el sunt două căi. Minciuna și a doua, cumpărarea voturilor. Din minciunile lui Dodon, răspândite prin toată Republica Moldova, nici nu fac ce să le vorbim. Sunt minciuni sfruntate și aș ruga toți cetățenii, toți alegătorii să fie foarte atenți la acest lucru. Cumpărarea voturilor s-a început. Personal am fost în teritoriu, cunosc faptic când cetățenii sunt cumpărați. Sunt cumpărați activiști, promițându-se bani și li se mânează. Dragi alegători, țineți minte, acceptând o mită electorală, un ban sau o pungă cu merinde, poate fi satisfăcuți o zi, dar înainte avem 4 ani de zile. Dacă țineți la viitorul acestei țări, la viitorul vostru, la viitorul copiilor voștri, ne-am mobilizat cu toții, votăm omul care poate aduce schimbarea Republica Moldova, omul care va distruge totalmente corupția, va lupta cu hoția și cu structurile mafiotice care s-au instalat în Republici. Votăm Maia Sandu, votăm schimbarea. Maia Sandu este schimbarea, este viitorul nostru de mâine. Domnul Buzioc? Da, vă mulțumesc. Eu vreau să mulțumesc în primul rând deputaților din primul Parlament al Republicii Moldova, cei care de fapt au pus baza statului Republica Moldova. Vă mulțumesc mult, domnilor deputați. Mă închin pentru lucru care l-ați făcut dumneavoastră și îmi pare câteodată rău că se întâmplă așa, că noi cei care am venit în urma dumneavoastră începem să vă dezamăgim. Eu totuși sunt sigur că lucrurile vor fi luate în mâini. Noi nu o să lăsăm ca să fie chiar de izbele, știi, toate lucrurile este chiar cum vrea cineva de la președinție sau din alte parte, din alte părți. Stimați cetățeni, mă adresez acum dumneavoastră, stimați cetățeni, stimați concetățeni, stimată diaspora, care am un respect deosebit față de voi. Vreau să vă spun un lucru. Bătălia asta, care o dăm pe data de 15, va fi între justiție și hoții. Deci, noi, cei care suntem oamenii buni, cred că am ales deja partea de care vom fi, pe care vom fi noi, și totodată vă îndemn pe cei care știm că sunt foarte multe persoane indecise, să-i încurajăm să iasă la vot. Tinerii, mai ales tinerii, voi cei care aveți 18 ani deja, care ați început viața și vreți să trăiți aici în Republica Moldova și vreți să trăiți acasă lângă părinții, lângă frații voștri, asta este șansa voastră. Alături de cei mai în vârstă, primii deputați, foști deputați care ar să mai vină, miniștrii, oameni de cultură, societatea civilă, acum se dă lovitura principală. Vreau să închei cu, am multe de spus, dar totuși voi încheia cu ceea ce am văzut la un copil de la mine din sat, care am fost mai dăună și duceam materiale ilustrative și îndemnam oamenii să iasă la vot. Un copil micuț care a ieșit și a spus doar atâta, că cu are închei și eu discursul meu. Țineți minte trei cuvinte. Maia Sandu, președinte. Vă mulțumesc mult. Domnul Leonid Bujor, ex-ministru Științei și Învățământului. Mulțumesc. Eu voi încerca să continu ceea ce a spus dumneavoastră spre o ultima frază. Oameni buni, țineți minte. Maia Sandu, președinte. Toată lumea cunoaște un lucru, în special oamenii de la țară. Că dacă un gospodar nu găsește limbă comună cu vecinii săi din stânga și din dreapta, el nu va fi niciodată considerat gospodar în localitatea sa. Deci dacă domnul Igor Dodon, nu prea merit să-i zic domn, dar îi respect statutul de președinte,
nu a reușit în 4 ani să găsească limbă comună cu vecinii noștri din Ucraina și din România, țara soară, înseamnă că acest om nu este capabil să conducă în continuare o țară. În această ordine de idei mă adresez și eu către tineretul, în special către tineretul studios din țara noastră, să se prezinte activ la alegeri, să preia exemplul celor care activează în alte țări, tinerilor moldoveni, români, plecați în alte țări ale lumii, care au participat masiv în susținerea Maia Sandu. Să ne creăm noi, aici, la noi acasă, viitorul nostru, cu o persoană onestă, corectă, cinstită. Eu mă adresez ca dumneavoastră, inclusiv și în calitate de ex-ministru a educației, care a fost, activitatea care a fost continuată de domnul Șleachtițchi și ulterior de doamna Maia Sandu. Toată lumea cunoaște realizările din acest domeniu. Efortul echipei dumneei este enorm. De aceea, dacă dorim schimbări reale în Republica Moldova, dacă dorim să scăpăm de sărăcia în care ne aflăm, dacă dorim ca părinții și bunii noștri să aibă salarii și pensii decente, participați oameni buni la vot și susțineți candidatura doamnei Maia Sandu. Și cea de 3-a poziție, desigur că mă adresez în mod special încă o dată către cei din diasporă. Ceea ce ați demonstrat în primul tur este un act de eroism. Vă rugăm din tot sufletul, demonstrați și de data aceasta și sperăm foarte mult că exemplul dumneavoastră va fi preluat și de tinerii care se află aici în Republica Moldova. Îmi exprim convingerea că victoria este a candidatului Maia Sandu. Să participăm activ, să votăm sigur și conștient că adevărul este de partea candidatului nostru, Maia Sandu. Toți la alegeri! Mulțumim. Domnul profesor, doctor habilitat Usmăchescu, ex-ambasador. Stimați concetățeni, mă adresez către dumneavoastră, indiferent de vârstă, începând de la vârsta care conform Constituției îți dă dreptul să participi la votare și până la cei mai în etate. Dar în primul rând mă adresez tineretului continuu ideea care a spus-o domnul Bujor înainte. Trebuie să înțelegem un lucru, că viitorul va aparține dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care puteți plămădi și da un contur adevărat și un sens adevărat a viitorului Republicii Moldova, a viitorului dumneavoastră, a viitorului întregului popor. Deci, mesajul meu către dumneavoastră este: participați activ la votare, veniți activ și masiv la votare. Încă o dată repet, de votul dumneavoastră depinde viitorul țării. Atât și cei pentru care sunt mai în vârstă, mă adresez ca votarea să fie un act conștient. Nu vă lăsați pradă diferitor promisiuni preelectorale care au fost o singură dată promovate, anunțate și care nu depind în fond de competențele unui șef de stat. În a doilea tur, noi trebuie să urmăm cu toții, probabil că exemplul care ne l-a dat cu toată seriozitatea cei care se află peste hotarele țării. Mie nu-mi place cuvântul diaspora. Ei nu sunt diaspora. Ei sunt cetățenii noștri cu tot de drepturile și libertățile care le aparțin cetățenilor noștri. Dar se află temporar în virtutea condițiilor care i-au impus să plece peste hotare și se află peste hotare muncesc. Ei sunt, încă o dată repet, parte a poporului Republicii Moldova. Ei ne-au dat un exemplu extraordinar de frumos. Când am văzut toți că ori în șir lumea stătea pe ploaie, pe vânt, la coadă pentru ca să voteze. Și asta a fost practic în toate țările din afară de Rusia. Dați să urmăm această pildă. De exemplu, la
primul tur eu am votat la ora 7 și 10, al doilea după listă în secția noastră de votare și am urmărit cât de activ sunt cei mai în vârstă, indiferent pentru cine au votat eu acum, spun, și cât de pasiv suntem noi, cei care considerăm că suntem tineri, plini de putere și de voință. Trebuie să înțelegem un lucru, că de-a doilea tur depinde soarta Republicii Moldova și a fiecărui din noi. Candidatul la funcția de președinte a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, întrunește absolut toate condițiile care permite să ocupe această funcție înaltă, funcție reprezentativă în stat. Eu încă o dată apelez și vă trimit mesajul. Ieșiți masiv și votăm Maia Sandu în calitate de președinte a Republicii Moldova. Mulțumim. Domnul profesor universitar, doctor habilitat, Valeriu Smochescu, poftim. Valeriu Dulgheru. Bun, voi fi scurt. Timp de două săptămâni sunt a doua oară și la dumneavoastră. Acum, în contextul unui apel mai larg, vin cu îndemnul universitarilor. Sunt, cred că, peste 200 de semnători, dar semnătorii încă mai urmează să fie colectate. Foarte scurt, dragi concetățeni de acasă și din diaspora, pentru a anihila fraudele posibile ale lui Dodon, trebuie ca cei care, din anumite motive, nu au ieșit la vot în primul tur, să iasă în turul 2, să ia cu ei toate rudele, prietenii. Este unicul mod ca pe cale cinstită să debarcăm Dodonul. Domnul Dodon a ieșit cu o avertizare către noi, alegători. Nu dați porumbelul de mână pe coțofala de pe gardă. Poate e prima dată când sunt de acord cu el. Nu vom fi noi atât de proști cum ne constată el și stăpânul lui de la Moscova ca să dăm porumbelul primii victorii din mână pe coțofală și pe gard Dodon, care de fapt este o cioară neagră. Ca un îndemn către cei de acasă, cu drept de vot, cei din diaspora au parcurs zile sute și mii de kilometri până la cea mai apropiată secție de vot. Aduc îndemnul unei copilițe de 12 ani, Pilipeschi Alexandrina, în poezia sa, și al tău vot contează, care a explorat pe rețele de socializare. Eu sunt copil de 12 ani și totuși înțeleg pe cât ar fi de important să pot ca să votez. Și vreau acum să mă adresez la voi ce stați acasă și nu vă pasă de nimic, doar ca să aveți pe masă. Treziți-vă acum din somnul cel de moarte și mergeți toți la vot, că doar așa se face. Un viitor prosper și bun pentru părinții noștri și un viitor mai fericit pentru copiii voștri. Hai să mai facem un efort, un piculeț mai mare și să înfundăm acest culoc pe veci la închisoare. Eu sunt copil, dar înțeleg pe cât ar fi de important ca să votez. Este regretul acestei copilițe care nu poate vota. Ar fi votat. Spre deosebire de, cred că, de 90% din tineri care n-au ieșit la votare. Iar cei de acasă și din diaspora care nu veți ieși la vot, nu veți avea apoi regretul că nu ați votat având acest drept constituțional. Toți la vot. Votăm Maia Sandu. Vă mulțumesc. Domnul ministru, am vrut să... Bine, eu aș vrea să vă informez cu... Două zile în urmă am avut o discuție cu o rudă apropiată din raionul Cantemir, din circunscripția unde am fost eu ales deputat. 202 Baimaclea Cantemir. Deci ei sunt în diasporă la 4-500 de kilometri de orașul Barcelona. Și mi-au spus încă două zile în urmă că deja au procurat pentru duminică dimineață bilete la avion, să zboare la Barcelona, toată ziua vor aștepta să voteze. Seara au bronat hotel în Barcelona, luni dimineață de vreme, spornesc înapoi la serviciu. Deci în acest oraș se află peste 1000 de oameni cetățeni, majoritatea sunt din raionul Cantemir. Deci iată cum se organizează diaspora. Nu așa cum spun unii că sunt organizați de cineva, că sunt plătiți. Dimpotrivă, deci ei din banii lor, din timpul lor, să duc la vot. Mulțumesc! Săptămâna trecută, Igor Dodon a mers la Academia de Știință Moldovei, unde a avut o prevedere cu câțiva membri de acolo. Ați discutat după aceasta cu unii dintre colegii dumneavoastră de acolo, oameni de știință?
Eu personal nu am zis, nu știu dacă colegii... Am fost informați din rețelele de socializare, că ei au fost online. Și președintele Academiei a invitat online toți academicienii. A fost cum a fost în timp, fiindcă noi n-am fost, aici sunt doctor habilitat, sunt doctor în știință majoritatea, dar n-am fost invitați niciodată. Să completez eu? Da. Eu cred că dumneavoastră ați urmărit acea transmisiune în direct, ați constatat câți participanți au fost la acea întâlnire și de aici răspunsul direct. Majoritatea savanților din Republica Moldova nu susțin candidatura domnului Dodon turul 2. Deci și pe această cale ne adresăm către toți savanții, toți profesori din Moldova să se implice activ, să procedeze așa cum le dictează conștiința majorității dintre lor, dintre ei. Să votez Maia Sandu. Asta e victoria noastră. Printre altele, au semnat acest apel, da, o secundă, au semnat acest apel Ion Bostan, academicianul, academicianul Nicolae Dabija, Eugen Doga, academicianul, Gheorghe Duca, academician, Tudor Lupașcu, Mihai Popovici, medic academician, Gheorghe Șișcanu, Ion Toderaș, Aurelian Gulea și alții. Sunt zeci de academicieni care au semnat acest apel. O precizare, stimate doamne, domnișoare și domni. Deci însuși faptul că actualul președinte, în mod cinic, a cerut această întâlnire la care președintele Academiei de Științe, reieșind din statutul pe care îl are, n-a putut să refuze, deci cinic, a distrus Academia, instituțiile de cercetări științifice și acum iese la întâlnire ca să ceară votul. De aceea, persoanele care s-au prezentat, care a fost motivul, mai degrabă s-au prezentat în formă de nemulțumire, dar ca prezență, iar restul care n-au participat. Deci sunt pentru poporul Republicii Moldova, pentru candidatul Maia Sandu. Asta este explicația. Corect.